cadrul Centrului Daniel ne dorim să ajutăm copiii cu dizabilități neuromotorii și numai să înceapă o viață normală, să fie niște copii normali, să poată desfășura activități specifice copilăriei și să se integreze cu bine în societate. Terapia prin joc este principalul mod prin care obținem rezultate cu o creștere a stimei de sine, a încrederii în forțele proprii. Scopul final al activităților mele este ca să-i ajut pe copii să fie autonomi, să se integreze, să aibă prieteni, să trăiască normal, să se bucure de viață, așa cum o facem noi toți ceilalți care nu suferim de astfel de tulburări. Unii copii recuperează în 6 luni, alții în an, iar alți copii au nevoie de terapie toată viața. E greu, obosești. Și atunci rolul echipei noastre, în cazul copiilor și a părinților, este să le oferim acel sprijin și acel suport, acea consiliere de grup, acea întâlnire în care ei să vadă exemple de succes. Povestea Centrului Daniel, o lecție de viață, s-a născut din durerea unei mame neputincioase în fața bolii copilului ei. Daniel avea 9 ani. Acesta este începutul dramei unei familii care a făcut totul pentru a-și salva copilul, dar care n-a putut învinge destinul implacabil. Drama pe care am trăit-o în fața bolii copilului meu mi-a dat puterea, forța, curajul să mobilizez părinți ca mine, cu copii online asemănători lui Daniel și să facem ca strigătul nostru de ajutor să fie auzit și să facem o organizație care să ne dea posibilitatea să-i putem ajuta. Astfel, a luat naștere Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Neuromotor, care avea să devină ulterior, în anul 1993, primul centru de recuperare neuromotorie din țară. Părinții și copiii cu nevoi speciale nu au mai fost singuri. Barierele tristeții au fost înlăturate. Anii au trecut și odată cu ei, numărul copiilor care au avut nevoie de noi a crescut. În cadrul Centrului Daniel încercăm să fim promotorii unei vieți normale a copiilor în această societate, pentru că primii pași sunt cei mai importanți. Modificarea de mentalități, să știți că a fost necesară și la nivelul familiilor, familiilor copiilor noștri. Pentru că am întâlnit în experiența îndelungată în cadrul Centrului Daniel familii care își marginalizau singure copiii. Familii cărora le era rușine să iasă cu copilul în comunitate. Familii care nu au dus copiii în parc pentru că ceilalți copii ar fi râs de el sau pentru că l-ar fi marginalizat. Dar în momentul în care noi, toți copiii din Centrul Daniel, cu toată echipa, am ieșit în parc la distracție, la locul de joacă, la desene pe asfalt, nu am întâmpinat nicio problemă și atunci părinții au văzut că se poate și au avut curaj să facă acest lucru și pentru copiilor. Să nu le fie teamă să iasă în societate. Asta face parte din procesul de integrare. Integrare la nivel social. Integrare la nivel de învățământ. De exemplu, sunt copii care s-au integrat în învățământul de masă, care s-au adaptat mediului social, care sunt cât de cât autonomi, au un nivel al cunoștințelor aproape de normal. Întotdeauna este loc de mai bine. Centrul Daniel înseamnă 20 de ani de activitate continuă. Înseamnă 2400 de copii care au fost ajutați. Înseamnă peste 80 de locuri de muncă pe domenii specializate cu absolvenți ai facultăților de profil. Înseamnă 4 proiecte europene prin programele Fare Lien, Fare Acces. Înseamnă un proiect finanțat în prezent de Guvernul Federației Elveției împreună cu FDSC și organizație din Elveția. Înseamnă speranță, înseamnă copii integrați și recuperați în învățământul de masă. Înseamnă copii care au absolvit facultăți. Înseamnă schimbare de atitudini și mentalități. Astăzi, după 20 de ani de la înființare, Centrul Daniel a dezvoltat activități și terapii complexe focusate pe copiii cu diferite dizabilități. A devenit un centru de excelență, fiind un model de bune practici în domeniu. Principalele terapii furnizate sunt logopedie, terapie cognitiv-comportamentală, terapie cognitivă, ludoterapie, art-terapie, meloterapie, ergoterapie, kinetoterapie,
consiliere, asistență socială, reintegrare comunitară, stimulare senzorială, terapia Sherborn și multe altele. Domeniul în care noi lucrăm este foarte costisitor și este un domeniu neaducător de profit pentru o firmă. De aceea nu se simt motivați să investească în acest domeniu. Mai mult ca sigur, acest plus pe care noi încercăm să-l aducem nu este vizibil. Dar în rezultatele cu copiii, cu familia, sunt foarte mari și un simplu mulțumesc de la o mămică sau de la un copil pentru noi reprezintă enorm. Viața într-un ONG înseamnă o luptă pentru a atrage resurse. Și atunci fiecare membru al echipei muncește pentru a găsi acei bani pe care să-i transforme în rezultate. Și atunci este foarte important pentru noi să atragem sprijinul comunității locale și, de ce nu, naționale, mediului de afaceri, în a oferi în continuare un sprijin real copiilor cu dizabilități sau cu altfel de tulburări care deschid ușa centrului Daniel. Progresele copiilor cu care lucrez ar fi mult mai rapide dacă noi am dispune de resursele necesare pentru a le acorda un număr mai mare de ședințe de terapie. Am ales să mă alătur echipei Centrului Daniel acum 9 ani și să rămân pentru că aici am găsit o mare familie. Sincer, personal, consider că câteva cărămizi din această clădire sunt și rezultatul muncii mele și sunt mândră ori de câte ori pun unui părinte: Doamnă, copilul dumneavoastră nu mai trebuie să vină la Centrul Daniel pentru că a recuperat complet. Sunt mândră ori de câte ori un copil spune pentru prima oară cuvântul mamă sau cuvântul apă și știu că am contribuit cu partea mea de muncă, cu partea mea de implicare și că l-am făcut să aibă o viață mai bună. Mi-am dorit să fac parte din echipa Centrului Daniel. Mi-am dorit să aduc un zâmbet pe fețele copiilor cu care lucrez. Și pot spune că Centrul Daniel este un centru cu suflet. Eu consider că Centrul Daniel este o șansă la o viață normală pentru copiii cu probleme și la fel cum este pentru copiii normali. Concluzia este că atunci când dorești să faci ceva, când ai o motivație, când pleci de la cunoaștere și când încerci să, și când ai o idee, ai un plan, ai curaj și mai găsești și oameni și crezi în ideea ta, poți să faci lucruri bune și frumoase pentru comunitate. Daniel nu mai este, însă el trăiește prin fiecare copil care beneficiază de sprijin, încredere, speranța în centrul care astăzi îi poartă numele.